mai scump eveniment l-am organizat eu. Remilian TV, finanțare 550.000 de euro date de primăria municipiului Sibiu. Se poate dovedi cu acte și hârtii. Un eveniment de 1.000.000 de euro, făcut de mine. Duke Ellington Orchestra, făcută de mine, la Sibiu, poveste cu jazz. Valentino Dance Center, Tokyo, făcut de mine. Se pot demonstra. Se poate de asociație la nivel local. Care bani spălați? Aveți grijă. Ne vedem în instanță. Aveți grijă să demonstrați în momentul ăsta. Vă rog. Ce părere aveți cu banii? Să demonstrați că am spălat banii. Banii pe care i-ați ascuns, mă, să ați folosit. Care bani s-a ascuns? În continuare aveți un termen. În continuare folosiți un termen. De vreme ce noi nu avem acces la jumătate din bugetul Theater School. Cum adică nu aveți acces? Uitați-vă, sumele sunt mai mult decât finanțarea publică. Păi nu, dar nu vă legea spune în felul următor. Trebuie să depun de cont pe banii pe care am primit de la stat. Dar nu văd în hârtia asta onorariul dumneavoastră. Nici nu o să-l vedeți, pentru că se plătiți între terți. Nu sunt plătiți din bani publici. Ce este așa de greu de înțeles? Și nu o să vă spun niciodată cât câștig, pentru că este treaba mea cât câștig. Nu e treaba dumneavoastră cât câștig eu. Eu vă întreb pe dumneavoastră câți bani câștigați? Nu credeți că pe tarlaua unei instituții publice ar trebui să știm cu toți ce vreau să cumpresc? Pe tarlaua dumneavoastră, nu vă spărați. Eu mă aflu în instituție publică. Nu credeți că ar trebui ca un eveniment precum Theater Stock să aibă bugetul transparent? Păi are bugetul transparent, are finanțarea publică. Mă referi la banii publici și la banii privați. Toți banii privați care intră într-un teatru sunt și aceia bani publici. Se cheltuiesc în mod transparent. Pe toți banii care au intrat în teatru există documente justificative. Eu nu am luat din banii aceia. Acum înțeleg de ce ați adus asociația. Eu nu am luat din banii aceia. Acum înțeleg de ce ați adus asociația. Mă îndoiesc că dumneavoastră înțelegeți. Punctul meu de vedere este cât se poate de clar. Și vi-l spun acum fără echivoc. Dumneavoastră încercați să căutați nou de papură. Nu o să-l găsiți. Păi este cât se poate de adevărat. Aveți ambiții politice? Mereți PSD sau ceva de genul ăsta? Ba da, știm povestea asta, dar nu are nicio relevanță. Că nu mă interesează. 57 de milioane pe lună monitorizarea presei. Știm și chestiile astea, dar nu mă interesează. Este treaba dumneavoastră. Și asta, sunt pregătit să-mi asum? Nu, eu sunt pregătit să-mi asum afirmațiile cu documente. Eu vreau să discut despre festival, dacă vă interesează. Dacă nu pot demonstra că ați avut. Cam avut? Dar cum pot? S-a publicat de 1.100.000 sau la 1.001.000. Da, pot demonstra. Eu vreau să-mi spun altceva. Mă interesează. Dar nu mai e rușine. Da, nu, absolut deloc. Nici participarea mea la Sibiu nu era subiect de presă, dar totuși am scos în față. Ați fost chemat la DNA până acum? Ce circul ăsta? Dar cum vă permiteți așa ceva? Și pe 400.000 de euro vreau să aveți bani să ne atacați tot pe noi din presă? Dar care presă, domnul meu? Pentru că nu v-am dat, m-ați cerut. Atunci să veniți să faceți, să faceți parte. Lucrurile sunt cât se poate de clare aici. Nu a luat nimeni atitudine. Nu a luat nimeni atitudine. Am fost terfelit și jignit. Pe nedrept. Am făcut un act cultural în Bacău, pentru care am câștigat pentru munca mea, nu pentru munca cuiva. Am luat o comision perfect, nu din fonduri publice. Am fost plătit pentru munca mea, nu pentru munca nimănui al cuiva. Am făcut o treabă de care sunt foarte mândru, dar mi se pare perfect. Se pare că v-ați venit în fața noastră să spuneți că sunteți cum... pe un proiect. Păi, dar asta te vor. Tu ce zi vă și vedeți pe cât costă un asemenea om care face proiecte? Asta e adevărul. Sunt un om pe care trebuie să-l plătești bine ca să stea. Eu am venit la Bacău. Este o fetată de domnul Boroghina. Din respect pentru doamna Sigartă am venit la Bacău. Atunci, doamna Sigartă, ce mai face la teatru? Toate le faceți. Dar cine a zis că le fac eu, domnule? Eu nu mă implic în partea artistică. Am zis că am făcut parte de marketing. Să ne lămurim. Eu nu am un departament de marketing în această instituție. Am dreptul să lucrez cu oricine doresc eu. Și deci veți păstra formula la următoarele evenimente? Cu siguranță. Atâta timp cât sunt dorit, aici o să fac treaba. Eu, dorit da. De mine. Dar și către domnul Sigartău, evident. Da, eu. Am eu am venit. Interesat angajat asociație. Nu stau aici. Nu stau aici. Decât dacă doamna Sigartău mă cere. Mă scuzați un pic. Aș vrea să întreb, nu știu, colegii de presă, pe ceilalți, în afară de domnul Popescu și domnul Ghingheș și de domnul Pop, eventual, dumneavoastră ați înțeles despre ce este vorba și despre ce vorbim aici? Ați înțeles care este relația juridică, contractuală? Ați înțeles? Vreau să știu cine a înțeles și cine nu. O să o luăm de la capăt dacă e nevoie, pentru că am fost și eu implicată. În modul cel mai grosolan și mârșav cu putere. Și stau și mă întreb, oare asta este plata pe care o mai aveam de luat de la ziarul de Bacău? Și pe care n-am luat-o nici până acum, dar pentru care am plătit săptămâna trecută
diferența de, de impozit, conform legii, pentru că conform legii sunt de când mă știu. Adelina, nu 200.000 de euro aveai de luat de la lui de acolo și acum de la mine, da? Așa că, iarăși v-ați adunat acolo asta este, eu nu înțeleg care este problema, care este strict sensul, problema voastră. Ce nu ați înțeles din punct de vedere legal și juridic? Ce nu ați înțeles? Nu mai există, nu mai există. Asta e un nivel supra. Ce nu ați înțeles? Am plecat din presă pentru că mă săturasem să scriu la comandă. Și pentru că n-am vrut să scriu la comandă și pentru că am refuzat întotdeauna să scriu la comandă. Se știe foarte bine. Bun, dar asta e problema ta personală. Păi da, este problema mea personală, pentru că și eu am fost băgată în mocir la asta. Și singurul lucru pe care vi-l pot spune cu toată sinceritatea și cu toată ființa mea este că tot ceea ce s-a întâmplat este de cea mai bună credință. Vreți să vedeți proiecte? Căutați proiecte care se desfășoară, s-au desfășurat până în 2015 și știți foarte bine că se dau bani de la finanțări nerambursabile și sunt în regulă cu actele, dar ele n-au loc. Ce v-a deranjat la acest festival? Faptul că lumea se deșteaptă? Ce vă deranjează? Teatrul a subcontractat la Asociația Muzee Colorate sau cum s-a întâmplat această legătură? Deci, păi asta s-a spus, asta s-a spus la început. Cu asta a început conferința. Cu relația juridică dintre acest parteneriat. Contract de subcontractare. Este public. Și de ce nu faceți public la răspunsul la cererile și informații? O să fie. Vreau să spun la cerere? Am făcut împreună aici. Nu împreună. Ați semnat vreo cerere? Nu, dar am adresat. Ați semnat vreo cerere? Răspundeți. Bun, atunci de ce nu spuneți și nu vă răspund la cererea pe care l-ați făcut? De ce nu răspundeți la a mea? Cererea mea 544. Pe 18... Nu vă supărați deloc, de interesul public aici. Dacă sunt urban, n-am ce discuție. Eu n-am nicio problemă și nu fac niciun loc. Eu doar sunt curios de ce s-a întâmplat cu acești bani. Atât este, perfect. Pe banii pe care am primit... Pe banii pe care am primit... Perfect. Vă răspund, am tot civilizat, vă răspund cu mare drag. Pe banii pe care am primit de la bugetul de stat, de la finanțarea de la Consiliul Local, putem depune justificare și am și depus justificare pe fiecare leu. Este publică, va fi publică, prezentată Consiliul Local. Publică pe site-ul primăriei la fiecare leu. Diferența. Nu se poate cere să depun de cont, în primul rând, clauzele contractelor de sponsorizare sunt confidențiale. Și vă dau niște exemple cât se poate declara. Dedemanul este sponsor principal al Festivalului de Teatru de la Sibiu. Sponsor principal. Fiind la 23-a ediție, e o sumă care se alocă acolo. La noi e prima ediție, se alocă altă sumă. Se negociază altfel. Nu pot să spun că ne-au dat atâția bani, pentru că aș strica o relație contractuală cu un terț. Este total incorrect și nu vreau să se întâmple lucrul ăsta. Suntem cât se poate de bună credință. Dacă sponsor. Dacă noi nu ne-am executat contractele de sponsorizare în raport cu sponsorii, sponsorii sunt în măsură să ne tragă la răspundere. Și suntem cât se poate de pregătiți, toți sponsorii cu care am stat de vorbă. Repet, toți cu care am stat de vorbă au fost foarte mulțumiți de festival și de modul în care li s-a răspuns și în care ne-am respectat clauzele contractuale. Nu toți. Deci toți sponsorii. E adevărat că ați dat 8.000 de invitații? Nu am apucat de acest lucru. Câte invitații ați dat atunci? La oameni, la companii, la sponsori? Știți o cifră în acest sens? De ce ați anulat contract concertul Zduc, dacă tot... Ce l-ați anunțat în prima fază și după aia de ce s-a anulat? Pentru că la ce ați anunțat că au ratat avionul? Dacă vreți să răspundeți la întrebarea asta, dacă vreți să vă răspund la întrebarea asta, totul a lăsat dumneavoastră. Eu cu... Elementul păi, dar ce mai vorbesc? Ce ai element? Deci dacă vă interesează așa, eu nu, suburban nu vorbesc. Păi plecați dacă nu vreți să vorbiți. Nu, plecați dumneavoastră. Eu sunt într-un teatru cu care am o relație de colaborare. Bineînțeles. Eu cu dumneavoastră... Nu, eu nu am acest stare. Dacă vreți, vă răspund și eu la întrebare, doar și tu. Dar vă mulțumesc eu, dacă nu... Cu mare drag.